Gânditor la fără frecvență. Sincer, ne stă capul nou om al râs. Înțeleg de la rubrica de teleshopping că se dă ca franzela caldă o mătură fără fir. Îi se spune Turbo Tiger și în mod firesc nu poate deranja coafiurile de tip Vasilica Viorica. Nu face praf, nu lasă urme. Ar putea fi încercată și pentru eventuale vrăjitorii. De pildă cum să păcălim inflația, cum să mai crească economia națională, cum să mai pară că e bine atunci când e rău. Vezi tu, ai dreptate. Și o spun fără falsă modestie. Sunt un maestru al genului. Un caz unic printre colegii noștri care lucrează rudimentar. Comisia parlamentară a lui Iordache, pusă iarăși pe fapte mari după o pauză considerabilă, a eliminat președintele României din procedura de numire și revocare a conducerii în altei curți. Aoleu, să vezi ce scandal o să facă Liviu Dragnea atunci când va deveni numărul 1 la Cotroceni la finele anului următor. Sau Găboanța Firea, mai știi? Noi nu suntem ce ar fi tentat să creadă cineva despre noi. Noi avem o misiune pe care nu înțeleg profanii în materie. Conform unui proiect de lege care se plimbă prin Parlament, copiii de grădiniță și elevii din clasele 1-4 vor primi lunar câte un borcan de miere, care va să zică: trântorii le dau de înțeles micilor bondari că trebuie să devină albine înțelepte pentru a avea cine le plăti peste ani pensiile alea nepermis de speciale. Toți copiii de azi sunt nervoși, doamnă. Da. Cum spunea un savant englez, generație de astenici, da. Din cauza plasticului și a electricității. De? Ba nu. Ba da, parlamentarii le vor da miere celor mici ca să-și lingă încă de pe acum degetele, să se obișnuiască. Mai întâi cu gustul, iar unii dintre ei cu borcanul. Credeți că Iordache de pildă sau Șerban Nicolae s-a dus direct la seral? Na, a trecut și pe la grădi ca să tragă colegele de pampoane și ghiozdane. Păi ușor, ce cu frizura asta? Românii vor plăti din acest an o taxă pe sticle și borcane. Evident o vor face de două ori în contul celor care ajunși la putere încurcă borcanele cu bună știință. Nu mai umbla cu găinării. Gânditor la fără frecvență. O emisiune pe care o duce capul numai la râs. This is a City's Club production. Thank you for your support. Conform licenței 954, interzis minorilor. Această rubrică este un pamflet și trebuie tratată ca atare. Lider FM.